Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova au fost solicitați să intervină pentru deblocarea a două persoane care, în urma unei plimbări cu ATV-ul în zona munților Baiului din Bușteni, au rămas înzăpezite. Adică dacă eliberăm aici... Da. Intervenția a durat peste 3 ore, deoarece în ultima perioadă au căzut cantități însemnate de zăpadă în zona montană din județul Prahova, însă persoanele au fost coborâte în siguranță în localitatea Secăria, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale. Jandarmii montani recomandă să vă informați cu privire la starea drumurilor și la condițiile meteorologice locale înainte de a vă aventura pe traseele turistice montane, iar în cazul apariției unei situații de dificultate sau de risc, să solicitați ajutorul Jandarmeriei Montane prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112.